Salutare tuturor! Astăzi vorbesc despre Arcana Lunii Noiembrie 2024, Carul Victoriei. În plan social, această arcană aduce în prim plan teme precum progresul, direcționarea clară energiei către obiective. Carul Victoriei simbolizează succesul și înaintarea în ceea ce vrem să realizăm. Pe de altă parte, simbolizează și drumurile, călătoriile. Societatea poate experimenta anumite realizări sau progrese în diverse domenii. Poate fi o perioadă de succes și de atingere a unor obiective. Arcana indică și o energie puternică de colaborare și comuniune. Oamenii pot fi încurajați să lucreze împreună pentru a-și atinge anumite obiective și pentru a susține anumite proiecte care aduc beneficii societății. O să spuneți că ce spun eu aici e varianta ideală, dar, pe de altă parte, nu depinde de noi toți ca să ajungem la situația respectivă. Carul victoriei sugerează manifestarea împlinirii și a realizărilor. Deci luna noiembrie poate fi o perioadă în care societatea să se bucure de anumite rezultate. Această arcană reprezintă și o direcție clară și o planificare sau gândire strategică. Pe de altă parte, putem să o luăm și așa. E sfârșit, e spre sfârșitul anului, oamenii încep să-și facă bilanțul, păi ce a făcut până acum, ce mai e de făcut. Încep să-și facă calcule. Ce mai e nevoie de făcut ca să realizeze. Unii au realizat deja, că nu așteaptă sfârșitul de an ca să realizeze ceva, nu? Societatea ar putea să experimenteze realizări care au legătură cu știința, tehnologia, economia sau educația. Bine, acum mă refer în general, dar asta nu înseamnă că în România nu se întâmplă nimic. De ce avem impresia că nu se întâmplă nimic? Pentru că, în general, oamenii se uită acolo unde, de fapt, sunt numai știri negative sau chestii extravagante. Dacă, de exemplu, știrile ar fi pline de ce descoperi s-au mai făcut, ce realizări s-au făcut, nu știu, în ce domeniu, lumea nu s-ar uita. Dovadă că și în online și la televizor, cele mai de succes emisiuni sunt cele cu evenimente tragice sau evenimente exotice, sau care au legătură cu anumite vicii ale oamenilor. Dar când e vorba de a realiza ceva, a arăta, uite, domnule, ce au făcut unii sau alții, oamenii nu sunt interesați. Așa că fiți atenți și voi la ce dați atenție. În plan politic, având în vedere că în noiembrie avem uh, deja alegerii parlamentare și prezidențiale primul tur pot reieși anumite victorii. E adevărat că o să ziceți pe victorie pentru ei, nu pentru noi. Aici e aici o chestie relativă. Până la urmă, acești oameni sunt votați de cineva. Deci în noiembrie e vorba de lideri politici, de faptul că își prezintă fiecare ceea ce vrea să ofere sau ce consideră că poate să facă măcar teoretic dacă va fi ales. Bine, e adevărat că să astea se numesc promisiuni. Pe de altă parte, pentru a fi o reușită în politică, anumite grupuri e și să colaboreze. Asta se încurajează în această lună. Politicienii pot fi motivați să depășească anumite diferențe ca să se unească, ca să aibă șanse mai mari de câștig. Adică să numește a face compromisuri, a negocia. E normal, asta se întâmplă pe toată planeta. E posibil iar să ia niște decizii în plan politic și economic, de exemplu la nivelul Uniunii Europene, și aici presupune că toată lumea e de acord cu aceste chestiuni. Pe de altă parte, această lună încurajează și implicarea cetățenilor în activități civice. Da, pentru că, cum mai spuneam și altă dată, dacă politicienii observă că cetățenii nu se implică deloc și nu interesează ce se întâmplă societate, atunci înseamnă că le dăm lor toată puterea și le dăm de înțeles că poate să facă ce vor. Contează foarte mult chestia asta. Cum ne raportăm la această situație? În plan personal, această arcană poate aduce un succes personal, un progres, capacitatea de a atinge anumite obiective. Deci, dacă ați făcut ceva în ultimul timp și vă așteptați la o victorie și ați făcut treabă bună, atunci vin și rezultatele. Adică culegeți roadele eforturilor anterioare. Această arcană indică și o energie puternică de a găsi direcția corectă, de a avea o claritate mai mare în privința obiectivelor pe care le aveți și de a direcționa într-o variantă eficientă eforturile pentru a avea rezultate bune. Pe de altă parte, este o lună foarte bună pentru a planifica și apoi pentru a trece la treabă. Dacă deja ați planificat în altă lună, acum puteți să treceți la acțiune. Pe de altă parte, dacă apar obstacole sau provocări, această lună e foarte potrivită pentru a putea să le depășiți, pentru că veți găsi soluțiile necesare. Dacă lucrați în proiecte creative sau profesionale, puteți avea un succes. E bine să încercați să finalizați ceea ce v-ați propus pentru a nu lăsa pe mâine ce puteți să faceți azi. Vă doresc succes! Toate bune!